Bună dimineața, dragilor! Eu am strâns pe aici prin casă, am pus să fac o ciorbă, să fie gata, că vreau să mă duc afară cu Marc și cu Mini. Selena e plecată cu fratele meu și cu Haiu. Ce? De ce? Ai făcut pișu? Da. De ce? Marc a făcut pișu. Dar de ce ai făcut pișu? Și pișu, papa, ieși. Stai. Nu mai țipa. Fac o ciorbă de pui. De fapt, de găină, de pui, de țară. Și nu fac multă, că de multe ori se aruncă. Mă apuc să scot niște cartofi. Marc face scandal. Gata! Ia ce trage de ușă. Se oftică că nu-l las pe hol. Gata, încetează odată, că nu e nimic. Uite, răstor, toată soluția o răstor pe jos. Foarte mățuit a fost Marc zilele astea. De asta nici n-am mai putut să filmez. Și astăzi e, mai ales că soțul meu a plecat în cursă și plânge în continuu după el. Mi-e și frică să nu intre într-o depresie. Plânge de nu mai are aer. Da, stai aici, dă mânuța. Nu? Și acum e umflat. Umflat de plâns, a plâns în continuu. Vine tata, o să vină mama. Ce să facem, nu trebuie să meargă la servici? Hm? Deci dacă nu o să mai filmez zilele astea, să știți de ce, că nu pot. Practic plânge în continuu și... Da, o să punem. Haide. Și n-am cum să filmez în timp ce el mătuie. Nu înțelegeți nimic. Gata, hai. Păi dacă tu tot răstorni, ce să-ți fac? Mai înainte ai făcut așa frumos baloane. Hai, mergi, apasă pe el. Așa. Ia uite ce frumos. Mini, ce ai? Păi dacă îl duci așa... Se duc baloanele. Ne-am pus la masă, mi-am pus ciorbă, am băgat cartofi și tăiței și acum o să-mi pun și smântână. Mie îmi place să mănânc ciorba de pui cu smântână și de vită. I-am pus lui Marc smântână cu pâiniță, să-i dau să pape, după care să pap și eu. Selena să mănânce și ea, deocamdată a zis că nu-i foame. Nu prea ea cu ciorba, de aia zice că nu-i foame, dar trebuie să mănânce și lichid, nu are încotro. Trebuie să-mi îndrept părul cu placa, că îmi stă tare ciudat când e așa... Ce urât se vede pe cameră? Mă enervează că zici că am mustață, dar doar n-am mustață. Am eu niște pete care au rămas când eram însărcinată cu Marc. Am văzut că am rămas mai mult cu pete decât cu Selly. La Selly nu prea am rămas pătată, dar aici la cu Marc am rămas pătată. Nu înțeleg de ce. Urât. Îmi place. Și acum să încerc să-l cul după ce mănâncă. Am fost afară puțin, dar mi-a făcut niște crize foarte urâte. Vroia în brațe, plânge după tati în continuu și acum mai bagă el mâna acolo la sare. Ce face băiatul? Mai găsește el puțină sare, că nu mai e aici. Îi place sarea și zahărul. Își murdea de înghețată, vezi? E murdărit cu înghețată? Da. Da? Tata, vine. Vine tata, da? Ce ți-aduce tata? Tata, Donald, ca tata. Îți aduce și înghețată și Donald? Da. McDonald's? Da. Da? Și Marche cu minte? Da. Bravo, l-așteaptă pe tata cu minte? Da. Bravo. A, tata vine peste câteva zile. Vine acum. O să mai am de tras cu el o grămadă, o să plângă mult, mult și bine. Da, să facem. Asta este, dacă trebuie să meargă la muncă, trebuie să meargă. Stai că aici e ceva, Marc. Mi-am pierdut spiritul, sticluța de spirit cu pulverizator. Și când m-am întors pe drum să văd dacă o găsesc înapoi, n-am mai găsit-o. N-am mai găsit-o. Ce-a prins să vede rujul pe cameră, dar el nu e așa de roz. E roz mai diferit.
Hai să se răcească, să-ți dau mâncare. Lui Marc nu-i place ciorba cu smântână, i-am mâncat-o eu. Și acum i-am dat ciorba mea. Îi dau câte puțin din ea să mănânce. Și mi-a făcut numai pâine pe jos. Ia uite. Păi da. Las că o strânge mama, da? O să vină mama cu mătura. Ieri mi-am spălat și covoarele. Aștept să usuce. Poftim. Deschide gurița. Dar nu într-o parte, că mai înainte iar ți-a curs pe mână și te-ai ars. Las că vine tata. Hai, deschide gura. Nu. Ei, nu. Dar cu ce trăiești? Da, vine tata, da. În covor mi s-a uscat, mai sunt două. L-am pus și pe ăsta pe geam. Mai am și pe ăla pe calorifer acolo. Trebuie să ne zugrăvim și balconul. Am făcut pe aici mucegai și în multe locuri. Să văd când o să ne apucăm. Ori o să vină unchiul meu să ne facă și să-l și izoleze. Ori îl facem noi, ori îl îmbrăcăm în tapet, nici eu nu știu încă. Trebuie să ne decidem anul ăsta, să vedem prin august sau septembrie ce o face. Afară a anunțat ploaie astăzi, dar e o vreme atât de frumoasă. Probabil va ploua mai târziu. Și mă bucur că totuși l-am scos puțin pe Marc afară, că el după amiază, dacă se culcă, după aia nu știu dacă se mai trezește și să fie vreme bună. Dacă se trezește și plouă, asta e. Mă gândeam să-mi fac o prăjitură cu cireșe, dar nu știu încă, să văd ce chef am. Aș vrea să-mi fac ceva, nu știu. Ori clătite, ori încă nu m-am decis. De ce-mi faci filmituri acolo? Hm? Mami a făcut curat astăzi. Maimuțoi! Bună! Bună! Uite, mi-a murdărit faianța cu înghețată. Haide, îți dau ciorbă? De ce? Dar mami ție ți-a făcut ciorbă mai mult pentru tine, că noi nu prea suntem cu ciorbă. Da, uite trenul. Hai, vrei? Vrei ciorbiță? Bravo! Mi-am băgat să mâncăm pepene, am luat și-am tăiat cu bulețe pentru Marc, el mănâncă cu furculița, la fel și eu, el s-a învățat cu mine, s-a învățat ca și mine, Selena la fel. Doar soțul meu mănâncă pepenele cu mâna. Mie îmi place să mănânc și castraveții și mezelurile, orice, îmi place să mănânc cu furculița, în afară de ciorbă, bineînțeles. Dar dacă mănânc ou sau ceva, nu-mi place să mănânc cu mâna. Nu ca și vreo fițoasă, dar nu suport pe mână. Să-mi simt mâna udă, murdară, fac cu oarecum o alergie. Nu știu dacă mai sunteți care pățiți ca mine, dar nu suport din copilărie. Și eu tot timpul mănânc cu furculița. Orice se poate înfinge, furculiță. Bineînțeles, banane, fructe și astea, dacă le mănânc așa în mână, nu sunt tăiate. Le mănânc așa, cu coaja. Adică le țin de coajă, să se înțeleagă. Și cu ciorba nu m-am dat nicio un vânt, am mâncat porția lui Marc și am mai mâncat puțin din cealaltă. Și Marc a luat câteva linguri, acum mănâncă pepene, la fel mănânc și eu. După aia mergem să încerc să-l culc și să văd dacă vrea să încerc să mă relaxez puțin. Dacă nu doarme, o să ieșim din nou afară cu gândul că o să vrea să meargă pe jos și o să vrea să mă înțeleg cu el, să se dea pe leagăn. Nu a vrut să se dea pe leagăn, nu a vrut să intre în parc. Asta este și mi-am luat și o mușama să vă arăt. Mini, ce v-ați fată? A fost afară și e ruptă. Mi-a luat o mușama închisă la culoare. Erau două mușamale care îmi plăceau foarte, foarte mult. Una era gri cu flori roz. Și una era albastră și cu tot felul de flori. Superbe amândouă, dar din cauza că mâncăm pepene, fructe și mai tăiem anumite chestii pe masă, se pătează. Și am cumpărat-o pe asta cu maci și asta îmi place foarte mult. Și mi-am mai cumpărat un scurgător de vase. Nu-l mai am pe acela cu etaj. Acela mi-a făcut foarte multă rugină.
Mi s-a pătat chiuveta de la rugină și abia am curățat-o, deci am dat triumf cif de toate pe ea ca să ducă rugina și a mai rămas totuși o pată și era plin de rugină, deci anul ăsta am făcut în aprilie un an, deci am un an și 2 luni, un an și o lună și ceva, ceva de genul, de când am folosit ăla, ieri l-am aruncat și mi l-am cumpărat pe ăsta, mușama la fel a trebuit schimbată că știa mi-o murdăresc mereu, mi-o rupe, mi-o taie. Bine că nici n-am dat mult pe mușama asta de 1,10 m le am dat. Mi se pare chiar foarte ieftin, putea să o schimbi o dată pe lună mușamaua. Doar că eu o schimb când e cazul, dacă e nevoie să mă țină 6 luni, 6 luni o păstrez. Bine, doar dacă mi se pun mie piticii că văd alta mai faină sau cum vin sărbătorile, îmi place să am de Crăciun, cu Moș Crăciun, cu fulgi, cu toate cele, de iepuraș îmi place să fie cu ouă, cu anumite chestii, vara să fie la fel, cu flori, cu nu știu ce. Și așa mai reușesc să le mai schimb dacă mi le mai și rupe ăștia. Trebuie să mă apuc să dau cu mătura, să spăl vasele. De ce scui pepenele acolo? De să te șterg. De ce te ștergi cu tricou? Uite ce te-ai pătat pe tricou. Ce te uiți cu fața aia? Ia uite-te urât. Uite-te așa. Bă, uite-te așa. Bă, de ce te uiți așa urât? Așa, mă, așa de vreun de un pupic. Dar așa ești frumos. Că râzi. Zici că ești tactul când te uiți așa. Da. Mai mai mulțuiule, mă. Mă ură și plugile astea mici, mă. Te uiți la desene? Da? Văd că s-a înurat afară puțin. Bine, nu notare, dar s-a înurat. Ce faci, mini? Ce vulpiță? Ce mofti că mi-am pierdut sticluța cu spirit. Mi-am pus în alta, dar nici nu mai știu dacă v-am arătat că mi-am cumpărat un set de la Pepco. Oare vi l-am arătat? Nu mai țin minte. Am dat 5 lei pe setul ăsta. Și are două sticluțe cu capac din ăla care apeși și se deschide și dacă nu îl blochezi, trei recipiente din astea, stil pentru balsam de buze, nu știu pentru ce-o fi. Unul cu pompiță și încă unul cu pulverizator. L-am băgat aici. Eu am avut unul de la Igenol, cu ăla ne dădeam și era spray. Dar l-am pierdut și v-am zis, nu l-am mai găsit, îmi pare rău, asta este. Am fost afară și am făcut și niște baloane, să iau să pun soluția asta la loc. Da, așa de tare mă oftic de sticluța aia, chiar dacă am înlocuit-o, mă oftic tare, nu știu, foarte tare. Ia să văd să punem soluția asta pe undeva pe aici. Aici mai am spirit și domnișoara mea, Selena, mi-a stricat pompița. Am avut pompiță faină la el, de la Balea, și mi l-a stricat. Ieri am dat pe o sticlă de spirit în farmacie. 14 lei de 500 de mililitri. Deci eu am rămas proastă. Înainte pe o sticluță de 500 de mililitri dădeam în jurul la 5-6 lei. Și acum 14 lei. Deci ca să vedeți ce mult profit ăștia și ce au scumpit. Spiritul, gelul dezinfectant și marca a primit niște... Ia uite cum stă Lady. Ia uite cum stă Lady. Picior peste picior! Da! De la șefa surorii mele a primit niște papucei. O plasă mare. Ia să vă arăt, să vedeți. Ia să vedem cât mai multe pereche aici. Deci. Nu știați diferiți. O să iau să-i spăl. Să-i usuc și s-a scos mari cu papuciul în timp. Și eu am primit de la sora mea un sutien.
de la Jolly Don. Ia uitați ce fain e. Mini. Ia să vedem. Și l-a cumpărat pentru ea și e mare. L-a luat de pe internet. E mare. De fapt, da, e mare. Nici nu mai știu ce vorbesc. Ia uite-l. Mâncă la mama pe el, ce frumos e. Dar aici ce mai e? Cred că s-a lui Sally ceva. Ba nu, tot pentru Marc. Ia uite ce fain sunt. Zici că sunt noi, dar ăștia cred că chiar noi sunt. Da, fii atent, ăștia sunt noi nouți. Cred că odată purtați, te care un pic pe talpă. Foarte fain, mărimea 25, fix mărimea lui. Așa, a primit sandăluțele astea. Așa. Perechea asta de papucei. Perechea asta. Așa. Și asta. Ghetuțe, așa. În alte. Sper să-i vină în toamnă, că acum nu pot să-l încalzi cu așa ceva, decât dacă plouă, eventual cu astea două perechi, dar asta mi se pare cam groasă. Și încă o pereche de teneșei. De ții, fata! Eventual astea două perechi o să le bag la spălat. Sandalele și teneșii nu. Și nici ăștia nu cred că e nevoie, după cum pare. Dar ăștia mi se pare așa un pic murdari. Și vreau să-i spăl. Și ăștia o să-i spăl. Cred că chiar acum o să-i bag. Ia să-i băgăm la spălat. Îi bag la 18 minute. Și asta îmi place la mașina asta de spălat, că are un timp foarte scurt. Soara mea mi-a zis că cel mai puțin timp la ea e 40 de minute sau 30, nu mai știu cum a zis. Oare să-i bag și pe ăștia? Ăștia nu. Uite ce are Marc! Macu! Uite ce are Marc! Are papuței? Ai primit papuței? Da. Da? Haiu! De la Haiu, da? Haiu ți-a adus. A dus la Georgiana. De la Georgi sunt, de la tu și a ta. Da, de la Georgi. Georgi a primit de la șefa ei. Da. Da. Opa, încet. Uite că, uite și ce sandale frumoase ai. Îți plac? Da. Deci sandalele astea care le-am cumpărat de la Pepco, vreau să vă zic că e fixe. Când le-am probat, parcă erau oarecum un pic mari. Ori a crescut piciorul așa repede, ori când le-am probat, eram eu agitată și nu mi-am dat seama. Dar deja lui îi vine degețelul aici, imediat îi iese afară și îi mai poartă un pic și după aia îi dăm și noi mai departe. De la Georgiana, da! Da, de la Georgiana! Hai că îi bag și pe ăștia totuși un pic la spălat. Așa, îi bag și pe ăștia. Băgăm un pic de Lenor, un pic de Dero. Ăia nu-i mai băgăm, da? De la Georgiana, da. Îți plac? Da? Georgiana, da, da, îți plac? De la Georgiana, da? Da, stai, dă-i înapoi. Apasă, apasă. Sănătate. Apasă. Apasă. Învârte de ăla. Stai. Stai că dacă dăm după tine, apasă aici. Bravo, hai. Nu mai umblăm la mașină, da? Deci hai să luăm să băgăm papucii ăștia lui Marc. Am băgat restul papuceilor. 4 perechi am băgat la spălat. Păi de la Georgiana, dar hai să-i băgăm să vedem pe unde mai găsim loc. Că pantofarele noastre avem 3, dar sunt toate pline. De la Georgiana. Deci Selena are o pereche de Adidas care și-a cumpărat-o când a început școala, anul trecut în septembrie, pentru sport. Deci să facă sport în clasă. Și deja când i-a luat anul ăsta prin aprilie sau mai i-a adus doamna, nu-i mai vin și nu mai bine îi vin lui Marc. Și Marc are și el la fel. Lasă cizmele, lasă cizmele, să facem papam. Dar lasă-mă cizmele, acum te-a luat cizmele. Lu Marc i-am luat un sirop prospan ieri, deoarece tușește o tuse productivă. Ia uite ce mi-a făcut ăsta jos. Jale. O tuse productivă și o are de vreo 2 săptămâni. Tot am zis, hai că las că trece fără. După aia am început să-i dau sirop de brad. Siropul de brad
nu l-a acceptat. Îi dădeam scuipa. Uite că s-a încălțat cu cizmele. După aia am început să-i dau alt sirop ce aveam prin casă tot de tuse. Nimic. Și am zis hai să iau prospan. Și văd că oarecum se ameliorează. Uite, tu mai ai și sandalele astea. Le-am cumpărat. Mai ai papuci deocamdată. Nici nu mai cumpărăm papucei. Ia să văd pe unde-i mai bag și pe ăsta. Aici mai are și ghete. Nu știu că îi mai vin ăștia. Îi mai păstrăm un pic, vedem până în toamnă ce nu vine. Dați. Ia să vedem. Opa, așa. Hai, dă cizmele jos, că se le-a fost cu ele afară și eu am făcut curat. Dai cizmele jos? Zici că ești motanul încălțat. Ia să mă apuc să dau cu mătura. Ei, ce ai? Nu, mami, nu. Nu, mami, nu. Lasă cu uite, Mini iar mănâncă forțat. Mini, gata. Tu ai mâncat de dimineață. De dimineață ți-am dat de mâncare. Tu mănânci că e ăsta aici, la tine. Păi. Ha. Aui. Aui, tata. Ei. Tata. Gata. Iar începem? Uite ce ai băgat și luminii, pufarine, în apă. Dă-te de aici. Hai, haide să te culc ca să-mi termin treaba. Haide. Ei, nu treaba. Noi am venit la dormitor. Am făcut baie copiilor și ne pregătim de somn. E aproape 10 jumate. Sunt foarte obosită, mă ustră foarte tare tălpile. Pe telefonul mi-a părea că am făcut undeva la vreo 10.000 de pași. Cu siguranță e mai mult de atât, deoarece am mai mers și prin casă și n-am avut telefonul după mine. Și mă simt foarte obosită și amețită. Nu știu de ce, am lipsă de fier. Cine știe ce am. Mare lucru, nu am mai avut ce să filmez. Marc, bineînțeles că mi-a făcut crize, ca de obicei. Poftim. Au venit puțin verișorii noștri pe la noi, ne-am plimbat puțin cu ei prin cartier și apoi am mai stat cu ei de vorbă, după care am făcut niște cartofi prăjiți cu ardei copți, așa cu ulei și cu oțet și am mâncat și cu niște salam prăjit că mi-era poftă și cam așa ne-am petrecut seara. Mâine începe o nouă zi și tot așa trec zilele și anii din viața noastră. V-am pupat cu mare drag și vă doresc o seară liniștită. Pa, pa! Uitați și maimuțul acolo. Selena, dar tu ai bretonul ud? Da. Nu l-ai șters, mama? Da, da, da. Ei mănâncă tic-tac la ora asta. A găsit o cutie de tic-tac cu câteva bombonele. Cum ziceți? Pa! Pa, noapte bună! Noapte bună! Cum zici, Marc? Pa, pa! Pa, pa! Bye, bye! Bye-bye.